găsit. Sunt Gabriela Dragomir, fondator și CEO Brainstorm Strategy și astăzi, pentru mapa antreprenorială, îl am ca și invitat pe Radu Turcescu, care este un expert în consultanță și în special în zona de management de criză. E un domeniu fantastic și mai ales că a fost unul foarte fierbinte pentru tine, Radu, în aceste câteva luni de pandemie. Bine ai Destul venit, de. Radu, la mapa Destul de. antreprenorială. Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Radu, așa cum menționam, tu ești expert în managementul de criză. Cum este afectat fondatorul pe acest timp special și ce trebuie să facă el pentru a se menține pe linia de plutire? Dă-ne câteva sugestii, tipsuri concrete, pentru că aici, în Marea Britanie, procentul este peste 80% de antreprenori, fac parte din acei antreprenori care au o afacere mică, sunt la început de drum, sau chiar au un număr maxim de 10 angajați. Și așa cum știm noi, ei fac parte din companiile mici și mijlocii și în situații speciale, că se numește pandemie, că se numește altfel de criză politică, de imagine, și sunt sigură că sunt multe tipuri, ei sunt cei mai afectați. Te rog! Bun, deci ce este important să Bun, deci înțelegem este important să este înțelegem. că Este că am întâlnit cel puțin în România, am întâlnit am cel întâlnit puțin mulți în România, antreprenori care au am spus întâlnit mulți că antreprenori care au. pentru ei nu este important să gestioneze o criză de imagine. Fiind prea mici, vor reuși să treacă peste. Și am avut câteva exemple de antreprenori mici care au pierdut până la 100 de mii, poate și mai bine 100 de mii de euro într-o singură lună. În urma unei crize de imagine. Ei, e o problemă dacă un antreprenor mic ajunge să pierde această sumă. Deci, primul lucru pe care aș dori să-l menționez este că, indiferent de dimensiunea companiei, indiferent de câtă experiență ai în spate, câți ani, sau poți să fii nou, poți să fii un pic mai vechi pe piață, o criză de imagine, mai ales dacă ești antreprenor mic, te poate falimenta la propriu. Te poate scoate din joc, asta este clar. Acum, cum este impactat antreprenorul sau fondatorul companiei? Aici este o discuție care pornește de la înțelegerea publicului. Și la ce mă refer? Ce se întâmplă într-o criză de imagine? O criză de imagine apare în momentul în care oamenii sunt nemulțumiți de acțiunile unei companii. Fie sunt foarte mulți oameni extrem de vocali care strigă că o companie a făcut ceva greșit, fie sunt mai puțini oameni, dar cu o influență foarte mare care strigă că o companie a făcut ceva greșit. Și atunci, oamenii vor căuta, omul în sinea sa va căuta vinovați. Și se va uita spre fondatorul companiei. Nu se va uita niciodată doar spre companie, se va uita spre fondatorul companiei. Va dori să vadă, de fapt, cine a luat acele decizii mai puțin inspirate pentru ei. Cine este persoana din spate care a greșit suficient de mult încât să le afecteze lor, să spunem, viața. Astfel, ca să-ți răspund la prima întrebare, fondatorul companiei este impactat direct într-o criză. Fie că vrea, fie că nu vrea. Fie că vrea, fie că nu vrea. De foarte multe ori am auzit teoria că dacă nu ies în față înainte de criză, n-are cine să mă caute și o să trec peste, ceea ce este destul de fals. Pentru că în momentul în care intri într-o criză de imagine, fie că este ea publică sau nu, atenție că există și crize de imagine care nu sunt publice, tu ca fondator va trebui să oferi niște explicații. Dacă nimeni nu te cunoaște înainte, vei avea o problemă de credibilitate. Ceea ce este destul de serios, pentru că va trebui să vii să transmiți încredere. Dacă eu n-am încredere în tine înainte, va fi complicat să îmi câștig încrederea în acele 2 zile, să spunem, care va trebui să comunic foarte, foarte rapid. Deci primul lucru pe care ar trebui să-l facă orice fondator, orice antreprenor, este ca el să devină cunoscut în combinație cu acțiunile de marketing, de branding, de cum vrem să le numim, pentru companie. Dar să devină și el cunoscut, să devină un mic lider, o mică autoritate în domeniul său. Pentru că este prima și cea mai eficientă metodă de protecție împotriva unei crize de imagine.
oamenii vor trece peste anumite aspecte, vor uita multe lucruri, memoria oamenilor nu e atât de lungă. Ce contează, în schimb, este ca cel care comunică să aibă o încredere foarte bună. Și atunci imaginea pe care și-o construiește anterior unei crize este crucială. Acesta ar fi primul și cel mai important punct. Un alt punct sau un alt sfat pe care îl pot da antreprenorilor este să se pregătească pentru potențiale crize. Pandemia COVID-19 în sine nu este o criză, ea este un declanșator de crize. Un lucru pe care observ la foarte puține organizații, și aici le includem și pe cele mari, pe cele corporate, este că nu sunt pregătiți. Să spunem că cele corporate poate au câteva potențiale crize în minte sau ar putea întâmpla asta, dar nu s-au pregătit intern într-un mod deosebit. Antreprenorii nici măcar atât, ei nu știu ce pot lovi. De exemplu, dacă sunt un antreprenor în alimentație publică, ce se poate întâmpla rău în compania mea? Care este lista aceea care nu m-a lăsat să dorm noaptea? Care este lista aceea care sunt lucrurile care ar putea să-mi oprească complet activitatea? Ei, aceste potențiale crize trebuie puse frumoșel într-un document și pentru fiecare potențială criză trebuie creat un plan de acțiune. Pentru că fiecare are caracteristicile sale. Evident că nu înseamnă că urmezi acel plan de acțiune de la A la Z, pentru că fiecare criză este diferită, dar ai un punct de plecare. Măcar știi ce să faci în prima oră, atunci când este poate cel mai intens. Acestea ar fi două lucruri, să-și construiască o imagine înainte să se pregătească. Și evident, în cazul în care izbucnește o criză, să nu uite că imaginea lui contează, vocea lui contează, este important să iasă în față. De asemenea, este foarte important să nu tacă. Există tendința asta, nu știu cum este Marea Britanie, dar în România există tendința asta de a crede că dacă nu spui nimic, oamenii vor trece cu vederea. Ei, în criză este fix opus. Omul se uită la cel care vorbește. Da, chiar așa este. Cu... Ține de mentalitate, ține de mentalitatea noastră ca și identitate culturală de a cumva de ne ascunde capul sub nisip atunci când întâmpinăm o criză. Și așa cum menționai și tu, de foarte multe ori spun clienților mei chiar la început de drum să-și facă un plan de prevenție. Și ei nu înțeleg lucrul acesta, cum e planul acela de prevenție când nici măcar nu am dat drumul afacerii mele cu pași concreți. Și asta înseamnă să te gândești ce face afacerea ta dacă nu are resursa umană, dacă nu are resursa financiară, dacă nu are resursa tehnologică. Toate aceste tipuri de scenarii, cred că ești în asentimentul meu, parte din planul de prevenție. Absolut. Și aceste lucruri trebuie construit înainte. Asta este foarte important. Și dacă oamenii care ne urmăresc vor înțelege acest lucru, doar acest lucru ar fi excepțional. Da, ar fi minunat. Apropo de neasumarea responsabilității într-o criză, eu fac o comparație. Este ca și cum am avea gunoi în sufragerie și punem peste el un covor. Așa este. Punem peste un covor. Bun, nu știm când vor veni gândacii și câți, dar vor veni la un moment dat. Criza aceea este foarte posibil ok să se oprească. E foarte posibil ca oamenii să uite. Dar la următorul incident negativ va veni din urmă și va veni din urmă și tot așa. Cum am spus mai devreme, oamenii se uită la cei care vorbesc și nu la cei care tac. Și atunci este important ca în timpul unei crize să nu te ascunzi. Să nu te ascunzi nici în spatele avocaților în cazul în care este o criză mai serioasă, pentru că am văzut și treaba asta, chiar am fost contactat de către o antreprenoare acum vreo 3 săptămâni și mi-a spus că a ales varianta juridică doar, pentru că tribunalul juridic este unul, tribunalul opiniei publice este altul. De foarte multe ori pot câștiga în tribunal, în juridic, liniștit, au fost cazuri de referință, de exemplu Audi a câștigat un proces prin 1970-80 pentru o criză de imagine și vânzările sale nu și-au mai devenit de 15 ani. Deci, tribunalul opiniei publice s-a trebuit să te judece atât de mult încât să nu mai devin. Publicul nu uită și asta în special nu uită clienții tăi, partenerii tăi, colaboratorii tăi. Da. Dacă justiția cumva te absorbe de orice vină, da, sau orice intenție,
publicul care ți-a fost destinat ție sau colaboratorii tăi nu uită ușor. Și asta este greșeala noastră, că credem că comunicarea trebuie să fie doar pe o singură direcție și nu suntem atenți și la ceilalți factori conexi, parteneri, angajați, așa cum spuneai și tu, acei lideri non-evidenți care sunt și angajații noștri și pot duce vorba mai departe despre criza ta de leadership, criza ta de comunicare. Absolut. Și aș mai adăuga un lucru, ce este foarte important în gestionare, este să, de fapt, gestionarea unei crize, crisis managementul, poate fi simplificat în câteva cuvinte. Calmarea emoțiilor negative. Atât. Practic, într-o criză de imagine apar foarte multe emoții negative. Frică poate fi, nervi, supărare, oamenii se tem să mai folosească produsele, oamenii sunt furioși, că e păcălit, abana, poate fi multe. Scopul trebuie să se calmeze aceste emoții negative. Și atunci, și aici sunt câteva tactici. Dacă cumva e greșit, e bine să recunoști, pentru că oamenii vor spune, ok, a recunoscut și să mergi mai departe. Ce nu este indicat, în cazul în care nu ai greșit, este bine să prezinți dovezi. Ce nu este indicat ever, pe lângă faptul să nu răspunzi, este să încerci să-i păcălești pe oameni. Există această tendință de a încerca să... Este un nume în crisis management, este o denumire, se numește spinning. Încerci să sucești un pic cuvântul, încerci să sucești un pic... El merge mai bine în zona politică, mai puțin în zona comercială. Pentru că în politică este un alt subiect acolo. Dar în zona comercială, să încerci să-i păcălești pe oameni, pentru că ulterior te vei duce să le ceri banii, să le oferi un serviciu sau un produs, dar să încerci să-i păcălești este moarte sigură, pentru că oamenii nu sunt atât de fraie. Ei se informează. Să nu uităm că avem surse de informații multiple. Să nu uităm că avem social media. Să nu uităm că avem bloguri. Să nu uităm că avem lideri de opinie. Să nu uităm că avem influență. Sunt o mulțime de surse de informare. Dacă încerci să-i păcălești, nu o să faci altceva decât să te afunzi, nu că este în cuvânt, vreau să spun amplifici, să te afunzi și mai mult în acea criză. La oamenii vor vorbi și mai mult, vor fi și mai supărați pe tine și atunci vei intra într-un carosel din acesta din care foarte, foarte greu vei mai ieși. Ideea cu unui crisis management sănătos este să oprești criza cât mai repede. Poți să o faci printr-o simplă intervenție în presă, pe Facebook, pe LinkedIn, oriunde. Perfect. Evident că sunt crize foarte complexe care necesită mai multe intervenții, dar în permanență, după intervenția ta, practic nu trebuie să mai existe lucruri interpretabile pe care oamenii să se poată lega. Deci, recomandarea ta pe final de emisiune este să avem curajul ca și antreprenor să ieșim în față, să comunicăm realitatea, da. să spunem lucrurile pe nume, pentru că oamenii vin ei cu soluții spre tine și cu feedback-uri care progresează soluționarea ta și atunci cumva ascunsul capului sub nisip, precum struțul, nu este cea mai bună tehnică, în special în criză, pentru că pierzi afacerea, pierzi credibilitatea care se câștigă atât de greu pe piață. Dacă ai alte sugestii, pe final de emisiune, cum are drag la auzim? Foarte bine, aș sublinia, este foarte simplu. Ai greșit, ok, se întâmplă, asumă-ți treaba asta și îți garantez că vei trece peste mult mai ușor decât să încerci să... E vorba aceea, moarte, boală lungă, moarte, sigur. Cam așa este treaba asta, când încerci să ascunzi. Legat de sugestii, cred că mi-ar plăcea ca antreprenorii să înțeleagă că trebuie să comunice altfel. Și la ce mă refer aici? Să-și aleagă o strategie de comunicare sau câteva mesaje care să fie perfect adaptate publicului relevant. Văd prea multă dorință de a crește vizibilitatea și prea puțin de a comunica relevant. Că să ai un mesaj foarte clar, bine stabilit, pe care să-l repezi pe diferite canale de comunicare, dar secretul stă în acea adaptare a mesajului la public. Degeaba mergem în ziare și spunem că am avut vânzări mai mari, dacă oamenii nu ne cunosc și nu înțeleg cum se conectează cu noi emoțional. Degeaba mai apărăm pe la o conferință, acum bine, nu sunt conferințe, dar ca idee spun.
dacă nu avem o comunicare continuă și constantă. PR-ul este un joc al continuității și al repetitivității, nu neapărat al campaniilor punctuale și apoi ai dispărut. Foarte multă lume încearcă treaba asta, apar în presă, mă duc în ziară financiară și mai duc în două publicații în acestea, zic cum mi-a mers mie din punct de vedere financiar în anul trecut și aia e. Un an de zile nu mai aude nimeni. Sunt ok pentru bugetul de PR, nu contest. Sunt ok ele dacă ar fi încadrate într-o strategie, numai că așa, luate individual, sunt doar niște tactici care nu își ating rezultatele. Și să mai înțeleagă că această comunicare e ca atunci când ieșim cu o domnișoară sau în cazul unei doamne, cu un domn în oraș. Nu vorbim de dragul de a vorbi. Scopul comunicării este de a atinge un anumit obiectiv. Asta este foarte important. De ce comunic? De ce merg în presă? De ce scriu pe LinkedIn? De ce scriu pe Facebook? De ce am un blog? Care este de ce-ul? Acel de ce este crucial. Pentru că dacă ieși în oraș cu cineva de care îți place și începi să vorbești aiurea în tramvai, normal că următoarea întâlnire nu va mai avea loc. Așa trebuie gândit și aici. Așa trebuie gândit și aici. Ce trebuie să comunicăm? Cred că ceea ce trebuie să comunicăm sau și mai important, cum trebuie să comunicăm, cred că Radu ar fi o invitație spre o altă ediție, pentru că e un subiect fierbinte. Antreprenorii, am observat din experiența proprie cu antreprenorii români, foarte mulți nu știm să construim mesajele cheie de a ne evidenția, de a ne ajuta la acea vizibilitate pe care noi o căutăm și cu siguranță ajutorul și suportul tău pe zona aceasta ar fi mai mult benefică. Am apreciat dacă am avea acceptul tău pentru o ediție următoare să povestim punctual cum să construim mesaje cheie în presă, în comunicatele de presă, pe platformele sociale, pentru a evita această comunicare non-valorică. Îți mulțumesc foarte mult, Radu. Mulțumesc și eu. Și cu mare drag te așteptăm în edițiile următoare. Toate cele bune! Mulțumesc! Zi frumoasă!